printre noi și alții. Și vă urez un bun venit din nou la încă o prelegere din această serie, Asemenea lui Iisus. Ceea ce am prezentat până acum este prezentat în Biblie de Dumnezeu, nu degeaba, ci pentru că El vrea ca să fim asemenea Lui. Se dă o luptă pentru noi, încă de la Adam și Eva, încoace, Satana se luptă să ne aibă de partea Lui. Și Dumnezeu se luptă să ne aibă de partea Lui. Și lupta nu este pentru, așa cum am avut ultimele prelegeri, despre o anumită zi a săptămânii în care să ne închinăm. Nu acea zi e importantă, ci importantă este celui ce ne închinăm și ascultarea față de El. Aceasta este importantă și aceasta este esența. Diavolul vrea ca noi să nu ne închinăm lui Dumnezeu, celui ce ne-a creat. Și în această seară ne vom uita o continuare din de aseară, partea a doua, semnul fiarei, și aș vrea să continui să explic acest lucru și Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare în parte. În Daniel, capitolul 12, se face o profeție pentru zilele sfârșitului. Daniel, capitolul 11 și capitolul 12. Și acolo spune că cei înțelepți vor învăța pe mulți să umble în neprihănire. Și în zilele de pe urmă, aici ni se spune că Dumnezeu va chema pe mulți, le va da înțelepciune și prin aceștia va căuta să-i conducă pe mulți oameni la neprihănire. Adică la a trăi conform voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă neprihănire. A trăi conform voia lui Dumnezeu, împlinind poruncile lui, voia lui. Și eu simt același lucru, aceeași chemare, ca și ceea ce spune aici, și sunt mulți care cheamă pe oameni, pe fiecare dintre noi, noi înșine să trăim și chemând și pe alții să trăiască după voia lui Dumnezeu. Vedeți că Iisus Hristos a spus același lucru. În Matei, capitolul 5, versetul 18 la 20, Iisus Hristos a spus așa: căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Și vom vedea la sfârșit ce înseamnă cel mai mic. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, exact ceea ce spunea Daniel, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. În alte cuvinte, cei care încalcă una dintre cele mai mici din poruncile lui Dumnezeu, referindu-se la lege, și va învăța pe alții să facă așa, va fi numit mic și nu va putea să intre în împărăția cerurilor. Și atunci, văzând toate aceste dovezi din Sfânta Scriptură, am spus, în primul rând, eu vreau să le trăiesc. Și vreau să învăț și pe alții, așa cum Iisus a spus și așa cum a profetizat în Daniel Dumnezeu. Vreau să vă învăț ceea ce eu trăiesc, ceea ce văd că Dumnezeu mă învață în Sfânta Scriptură. Și fiecare dintre noi va trebui să ia o decizie în ceea ce îndeamnă Dumnezeu. Cu ceva timp în urmă, învățații și oamenii de știință au crezut că centrul fix al Universului este Pământul. Și că în jurul Pământului se învârt toate stelele, toate galaxiile și chiar însuși Soarele. Și secole întregi așa s-a crezut, că Pământul este centru. Am întâlnit și astăzi unii care spun același lucru. Însă, mai târziu, au venit alți oameni, ca și Copernic, și alții care au studiat Biblia și au văzut că Biblia nu învață așa ceva. Și au înțeles că Pământul se învârte pe însuși axa lui și că Pământul se învârte în jurul Soarelui. Dar nici Soarele măcar nu este centrul Universului. Nu știm care este centrul Universului. Însă, ce e important pentru noi este că s-a învățat și s-a spus o părere și o idee eronată și oamenii au crezut-o. Însă chiar dacă a fost predată și învățată și crezută atâtea sute de ani și chiar mii de ani, nu înseamnă că a fost adevărat.
Oare în zilele noastre, nu cumva o tradiție, la fel ca acele idei care au fost crezute multă vreme, oare nu cumva o tradiție, o învățătură eronată s-a stricat în Biserica lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea pe care o avem în seara aceasta. Nu cumva mulți oameni au acceptat un neadevăr, drept adevăr, pentru că mulți o fac așa. Aș vrea să ne uităm în Biblia, în Cuvântul lui Dumnezeu. Aseară am ajuns și am vrut să vorbim despre odihna lui Dumnezeu, așa cum se prezintă în Evrei, capitolul 3 și 4. În Evrei, capitolul 3 și 4, este un text, sunt anumite texte acolo, care unii au înțeles că vorbește despre schimbarea zilei de odihnă și păzirea unei alte zi. Și atunci aș vrea să le analizăm. Am studiat aceste capitole 3 luni de zile în fiecare zi și am scris un jurnal. Și am ajuns la 100 de pagini. Toate documentațiile care le-am și ceea ce am înțeles. Și aș vrea să vă împărtășesc ceea ce am înțeles eu. În primele capitole, primele versete din capitolul 3, ne face o comparație între Moise și Iisus Hristos. Este prezentat în primul rând Moise. Este prezentat în primul rând Moise ca și fiind un om credincios lui Dumnezeu în toată casa lui Israel. Adică Moise a ascultat de Dumnezeu întru totul. A fost credincios lui Dumnezeu. Așa îl prezintă Biblia. Însă apoi face comparația între el și Iisus Hristos și spune că și Iisus Hristos a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, dar nu ca slugă, cum a fost Moise, ci ca fiul al lui Dumnezeu. Și apoi spune așa, Iisus Hristos a avut o slavă mai mare ca a lui Moise, precum ziditorul unei case are o mai mare slavă decât casa însăși. Nu? Cel ce zidește o casă, constructorul, are mai mare slavă ca casa pe care o face. Și astfel înțelegem un lucru. Înțelegem că Iisus Hristos, așa cum am văzut și până acum, este cel care l-a creat pe Moise. Iisus Hristos este mântuitorul care l-a mântuit pe Moise din păcat. Moise, la un moment dat, chiar a omorât. Și de aceea a fugit din Egipt. Și astfel Iisus Hristos a fost cel care l-a mântuit, cel care l-a transformat, cel care l-a schimbat pe Moise și l-a adus să fie ceea ce Moise a fost, credinciosul lui Dumnezeu în toată casa lui Israel. Iisus Hristos a fost cel care l-a zidit pe Moise, Iisus Hristos a fost făcătorul lui. Și aici înțelegem încă un lucru. Dacă Iisus Hristos este făcătorul și ziditorul lui Moise, înseamnă că Moise n-a vorbit de la sine. Înseamnă că tot ceea ce a spus Moise a vorbit de la Dumnezeu, de la însuși Iisus Hristos, care l-a transformat, care l-a făcut, care l-a învățat. După aceea, vorbește despre poporul Israel. Poporul Israel, diferit de Moise și Iisus Hristos, nu au ascultat de Dumnezeu și nu s-au lăsat mântuiți de Iisus Hristos. Ei în continuu s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. În continuu. Și de aceea Dumnezeu a spus prin Duhul Sfânt, cum zice în versetul 7, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mâinilor mele de 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Moise se spune că a intrat în odihna lui Dumnezeu, dar poporul nu a intrat. Pentru că s-au răzvrătit și nu au cunoscut căile lui. De aceea, la sfârșitul capitolului 3, încheie așa. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce au auzit cuvântul Domnului? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupii moarte au căzut în pustie?
Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Aici avem câteva puncte care le-am subliniat. Vedem că aceștia n-au putut să intre în odihna lui Dumnezeu din cauza acestor puncte. Pentru că s-au răzvrătit, au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, nu au ascultat când Dumnezeu a vorbit și nu au avut credință în El. De aceea spune că n-au intrat în odihna lui. Iar aici cuvântul pentru odihnă, și o să vedeți, o să devine important, katapausis este cuvântul grecesc. Însă întrebarea este, dacă aceștia n-au intrat în odihna lui Dumnezeu, oare mai rămâne pentru noi odihnă? Aceasta este întrebarea. Și în Evrei capitolul 4 reia același lucru și spune așa. Să luăm dar bine seama ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Venit prea târziu de ce? Din aceleași motive. Răzvrătire, păcătuire, neascultare, necredință. Căci nouă ni s-a adus o veste bună, ca și lor. Vedeți, vestea bună, Evanghelia, este același cuvânt pentru Evanghelie. Ni s-a adus și lor. Și ni s-a adus și nouă. Dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic. De ce? Pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Și întrebarea se pune și Iisus Hristos întreabă, oare în zilele de pe urmă va mai fi credință? Oare noi credem în Dumnezeu? Ei, evreii, n-au crezut. De ce n-au intrat în odihna lui Dumnezeu atunci? Noi credem? Aici vedem că este o chemare la pocăință. O chemare la a ne lăsa de păcat, de neascultare, de necredință și la a crede în Dumnezeu. Însă, ce fel de odihnă? Haideți să vedem. Versetele următoare, versetul 3 și 4. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care El a zis, despre care a vorbit El când a zis. Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Vedeți, este nevoie de credință ca să intre în odihna lui Dumnezeu. Și ei nu au avut-o. Însă vedem ce spune Dumnezeu. Care este odihna Lui? Măcar că lucrurile Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Deci când a început odihna Lui? Vorbește despre întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea. Dumnezeu s-a odihnit, katapausis, același cuvânt, în ziua a șaptea de toate lucrările Lui. Deci vedem că Dumnezeu, odihna Lui, a fost cea de la creație, în ziua șapte. Atunci Dumnezeu a privit înapoi la tot ceea ce a făcut și a spus, totul este foarte bine. Și Dumnezeu s-a odihnit, s-a bucurat că a făcut un lucru bun. S-a bucurat în neprihănire și în faptul că a slujit omenirii întregi. Odihna Lui Dumnezeu este în ziua a șaptea. Așa ne spune Biblia. Să vedem un pic mai departe. Deci, versetul 6 și 7. Fiindcă rămâne ca să intre unii, cei care doresc, în odihna aceasta, și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună, Evanghelia, n-au intrat în ea din pricina neascultărilor, El hotărăște din nou o zi, astăzi. Zicând în David, după atâta vreme, cum s-a mai spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Acum vreau să vă întreb, de unde citează Apostolul Petru când citează astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile? De unde citează? Citează din David, din Psalm. Așa spune acolo, așa-i? Deci înseamnă că cu aproximativ 1000 de ani înainte de Iisus Hristos, David a scris aceste cuvinte. Și atunci, vreau să vă întreb, cu 1000 de ani înainte de a veni Iisus Hristos, cam așa este Biblia, 1000 de ani, David a vorbit despre astăzi. Unii astăzi, în zilele noastre, cred că atunci când Dumnezeu aici spune astăzi, cred că Dumnezeu
zidește o altă zi și înlocuiește ziua de închinare. Însă David a scris asta cu 1000 de ani înainte de Iisus Hristos. Și David a păzit sabatul. Și 1000 de ani după ce a scris David aceste lucruri, s-a păzit tot sabatul. Cum putea David atunci să spună aici, să vorbească despre o altă zi de închinare? Oare este adevărat? Aici propun și asta cred și asta văd în cercetarea pe care am făcut-o, că nu se vorbește despre schimbarea zilei de odihnă sau zilei de închinare, ci se vorbește despre o chemare la pocăință, o chemare la ascultare de Dumnezeu, o chemare la credință în Dumnezeu, o chemare la a le lăsa formați, transformați, clădiți, zidiți de Iisus Hristos, cum s-a lăsat și Moise. Și opus de Moise, poporul nu s-a lăsat. Este o chemare la supunere față de Dumnezeu. În Evrei 4, versetul 8 și 9, avem o concluzie. Și spune așa, căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, catapauo, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Bun. Și versetul 9. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Ok, aici vedem că sunt două cuvinte grecești diferite, însă traduse la fel. Versetul 8 spune, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, dar cuvântul grecesc este catapauo. Și după aceea, versetul 9, rămâne dar o odihnă, însă nu este catapauo, ci este sabatismus. Aici este o problemă în traducerea aceasta lui Dumitru Cornilescu. Și am vrea să ne uităm la aceste două puncte. De ce este diferență între cele două cuvinte grecești de odihnă și care este traducerea, problema la traducere? Ce înseamnă catapauo din greacă? Catapauo din greacă înseamnă a te opri, a înceta, înseamnă odihnă, înseamnă liniște, înseamnă confort, înseamnă pace. Cum Dumnezeu s-a odihnit la început. Dumnezeu a stat în spate și a avut pace. A avut liniște. S-a oprit din a crea. A încetat din a crea. Ce înseamnă însă sabatismos? Al doilea cuvânt din versetul 9. Sabatismos înseamnă sabatism. Adică odihna sabatului și păzirea sabatului. Asta este ceea ce înseamnă sabatismos. Și atunci, dacă le punem din nou în versetele acelea, să vedem cum ar ieși. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, adică liniște, confort, pace, n-ar mai fi vorbit Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar odihna, sabatismus, păzirea sabatului, odihna sabatului pentru poporul lui Dumnezeu. Asta ar fi traducerea corectă. Deci aici vedem că o altă zi nu are cum să se refere la o altă zi de închinare. Pentru că tot textul acest text, aceste două capitole, capitolul 3 și 4, nu vorbesc despre o altă zi de închinare, ci vorbesc despre mântuire. Vorbesc despre pocăință. Vorbesc despre a intra în acea odihnă în care a intrat Dumnezeu. În a vedea că faci binele. Și aici ni se spune versetul 9. Și de aceea nu poate fi o altă zi de închinare. Pentru că rămâne acea odihnă a sabatului. Rămâne păzirea sabatului. Precum Dumnezeu a intrat în odihna Lui, în sabat, ziua șaptea, tot așa aici ni se spune, Apostolul Pavel ne spune că rămâne aceeași odihnă, aceeași intrare în odihnă, cum a intrat Dumnezeu. Acum să ne uităm la problema traducerii. În greacă, uitați cum scrie textul din Evrei, capitolul 4 cu 9, în greacă. Apoleipo, ara sabatismos, ho laos, ho teos. Ce înseamnă asta? Și tradus motamo în română ar suna așa. Rămâne, dar, sabatismul pentru poporul lui Dumnezeu. Însă Cornilescu a adăugat câteva cuvinte. Și o să ne uităm aici. Spune, rămâne, dar, Cornilescu a adăugat, nu un pic să vă spun, aici. Rămâne dar și a adăugat cuvintele o odihnă ca cea de sabat. A adăugat câteva cuvinte care mi se pare nouă că rămâne o odihnă asemănătoare cu sabatul, dar diferită.
Însă nu asta spune în textul din greacă, ci ni se spune clar că rămâne păzirea sabatului, odihna sabatului pentru poporul lui Dumnezeu. Și uitați, ca să vedeți că nu sunt singurul care spun așa ceva, aici este o traducere românească, prima traducere românească din 1688, Cantacuzino. Uitați ce spune. Evrei, capitolul 4, versetul 9. Iată dar, au rămas sărbarea sâmbetei norodului lui Dumnezeu. Exact cum scrie în greacă. Și cum v-am spus și eu. Și atunci, înseamnă că în Evrei, capitolul 3 și 4, Apostolul Pavel nu a înțeles deloc că trebuie să se schimbe ziua de odihnă. David, când a scris aceste cuvinte în Isaia, în Psalm, cu 1000 de ani înainte de Hristos, cu 3000 de ani înaintea noastră, nu s-a gândit deloc la schimbarea zilei de odihnă. Și a vorbit despre o zi. Astăzi este ziua mântuirii. Mâine nu știi dacă e a ta. Mâine nu știi dacă vei trăi. Mâine nu știi dacă vei mai fi. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua pocăinței. Astăzi este ziua să intrăm în odihna lui Dumnezeu. Iar în Evrei 4, versetul 10 și 11 continuă și spune așa: fiindcă cine intră în odihna lui Dumnezeu, în care a intrat și el de la început, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Și versetul 11: să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare ca și evrei. Dumnezeu vrea să ascultăm de El întru totul, cum a făcut Moise, cum ne-a învățat Iisus Hristos, cum a fost Iisus Hristos ascultător. Deci dacă nici aici nu apare o poruncă a lui Dumnezeu de a schimba ziua de odihnă, atunci cine a schimbat? Și aceasta a fost întrebarea. Iisus Hristos, am văzut că El nu a schimbat. În Luca 4, 16 ne spune clar că El a avut un obicei în care în fiecare sabat l-a păzit. Apostolii n-au schimbat, ci au păzit sabatul. Asta am văzut ieri. Ba mai mult, uitați ce spun apostolii când au fost confruntați de către liderii religioși din ziua lor. Uitați ce au spus ei. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de oameni? Nu. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu și de ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit decât de oameni. Aceasta a fost credința lor și apostolii au fost asemenea lui Iisus Hristos, care au fost credincioși lui Dumnezeu. Atunci, dacă Iisus Hristos n-a schimbat, dacă Dumnezeu cu siguranță n-a schimbat-o, dacă apostolii n-au schimbat-o, cine a făcut-o? Cine a schimbat legea lui Dumnezeu? În Apocalipsa, capitolul 13, în ultimele capitole și ultima avertizare pentru lume, Dumnezeu ne spune că se ridică o fiară din mare. Și în acest capitol citim că această fiară are să dea un semn. Semnul 666. Semnul fiarei. Ce înseamnă acel semn? O să ne uităm acum. În Apocalipsa 13, versetul 1 și 2 spune așa: apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. În Biblie, așa cum vom vedea în continuare, o fiară reprezintă o putere, o împărăție, iar aici reprezintă o împărăție politico-religioasă. Prin faptul că spune acolo că pe capete avea nume de hulă, Iisus Hristos a fost condamnat că hulește împotriva lui Dumnezeu. În Evrei, în Ioan capitolul 10. Și ce însemna hula? Înseamnă că el se pretindea a fi Dumnezeu. Această fiară are nume de hulă, prin care se pretinde a face ceea ce Dumnezeu face și a fi Dumnezeu pe pământ. Însă textul continuă și ne spune așa: fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Acum țineți minte aceste reprezentări. Deci semăna cu un leopard, avea labe ca de urs, da, leopard, urs, gură ca de leu și balaurul i-a dat puterea lui și scaunul lui de domnie.
și o stăpânire mare. Deci balaurul, adică satana, așa cum ne interpretează Biblia, a dat acestei fiare, acestei împărății, puterea lui și o domnie mare. Satana conferă puterea lui, pentru că în ultimele zile el vrea să controleze întreaga lume. În Daniel, capitolul 7, avem desigilarea și înțelegerea acestei profeții din Apocalipsă. A Daniel, capitolul 7, folosește aceleași fiare și ne ajută să înțelegem la ce se referă. În Daniel, capitolul 7, versetul 2 și 3, spune așa. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare, vânturi fiind războaie. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Ce fiare ies? Ca să nu luăm prea mult timp, în Daniel capitolul 7 ies aceleași fiare ca și în Apocalipsa 13. Iese un leopard, iese un leu, iese un urs și mai sus este o fiară care nu o poate asemăna cu nimic în lume. Daniel capitolul 7 este cheia care deschide Apocalipsa capitolul 13. Și uitați cheia care deschide această profeție. Daniel capitolul 7 cu versetul 17 spune așa: aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Fiecare din ele, în alte cuvinte, reprezintă o împărăție. În Daniel capitolul 2, așa cum am avut prima prezentare, dacă vă mai aduceți aminte, vorbește despre aceleași patru împărății. Daniel capitolul 2, Daniel capitolul 7, Daniel capitolul 8, Daniel capitolul 11 prezintă aceleași împărății, aceleași nume. Și repetă același lucru, pentru că în Europa n-au existat alte împărății decât acestea patru. Să vedem care sunt. Și n-am să repet Daniel capitolul 2, însă acolo ne dă o imagine unde Nebucanețar, împăratul, a avut un vis și Dumnezeu i-a dat acest vis cu acest chip mare, această statuie mare, construită din diferite metale, aur, argint, bronz sau aramă, fier și după aceea picioarele de fier amestecat cu lut. Și în această interpretare, Daniel îi spune clar care sunt împărățiile acestea. Și spune că Babilon era capul de aur, Medo-Persia era pieptul și brațele de argint, Grecia era coapsele de armă și Roma erau picioarele de fier. Iar Roma a fost împărțită în 10, exact câte degete avem noi la picioare. 10. Acele 10 împărății sunt Europa de astăzi. În Daniel capitolul 7, însă, sunt prezentate exact aceleași împărății, doar că nu mai folosește acea statuie, ci folosește animale. Babilon este reprezentat de leu și exact îl numește și spune că acesta este Babilon. Persia, Medo-Persia, este reprezentat de urs. Grecia, scuzați, este reprezentat de leopard și Roma este reprezentată acea fiară, care nu putea să-i spună, nu putea să o asemene cu nimic. Iar Europa sunt 10 coarne pe care acea fiară le avea, ca și cele 10 degete de la picioare. Însă, în Daniel capitolul 7, de aceea Dumnezeu repetă aceeași versiune, aceleași împărății, pentru că adaugă mai multe detalii despre ultima, Europa divizată, despre acea împărăție. Și vrem acum să ne uităm ce se întâmplă acolo. Daniel capitolul 7, 8 spune așa: m-am uitat cu băgare de seamă la coarne, 10 împărății. Și iată că un alt corn mic, adică o împărăție mică, a ieșit din mijlocul lor. În Europa, după ce se împarte Roma în 10 și formează Europa, iese o altă împărăție mică. Acum, aici este un subiect mai sensibil și nu vreau să rănesc pe nimeni. Vreau să spun doar ce spune Biblia și istoria. Da? Deci nu se supără nimeni pe mine că aduc aceste lucruri la suprafață, da? Sunteți de acord? Ok? Bine, nu se supără nimeni. Bun. Uitați ce spune în continuare acest verset.
Și dinainte acestui corn au fost smulse 3 din cele din 1 coarne. Adică din cele 10 iese un al 11-lea și când iese acel 11-lea corn mic, scoate 3 împărății, adică distruge 3 împărății. Și am văzut în prima prezentare că acestea au fost cele 3 împărății, cele 10 împărății. Alemanii care sunt germanii, burgunzii care sunt elvețienii, francii care sunt francezii, lombarzii care sunt italienii, saxonii care sunt englezii, suevii care sunt portughezii, vizigoții, spaniolii. Și apoi cele 3 de jos sunt cele 3 împărății care au fost distruse mai târziu, când iese această mică împărăție. Herulii, vandalii și ostrogoții. O să vorbim un pic mai târziu despre ei. Și cornul acesta ne mai dă încă un detaliu. Avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Aici ni se spune că această împărăție avea o înțelepciune mai mare decât toate celelalte. Și prin faptul că vorbea cu trufie, ne vorbește din nou despre faptul că era religios. Trufie sau hulă. Bun, deci avem câteva detalii. Cornul cel mic s-a ridicat dintre cele 10 coarne, da? Ca să-l putem identifica. Înseamnă că cornul cel mic nu se ridică în Asia, în Africa, în America sau altundeva, ci se ridică în Europa, Europa de vest. În al doilea rând, Biblia ne spune care să se ridice după cele 10 coarne. Acesta este al doilea punct. Nu mai scrie acolo numărul 2, dar acesta este al doilea punct. Are să se ridice după acele coarne. Adică, după ce Roma și-a încheiat împărăția, care a fost în anul 400, și după aceea se ridică această putere și devine o împărăție mică. Bun. Încă un lucru este că are ochi ca ochii de om. Aici, din nou, vorbește cu înțelepciune. Dar o înțelepciune omenească, mai mult diabolească chiar, și nu divină. Un sistem omenesc, religios, bazat pe învățăturile omului. Și în Daniel, capitolul 7, versetul 8 și versetul 24, spune că este diferit. Este diferit decât toate celelalte împărății dinaintea lui. Toate celelalte împărății au fost mai mult politice. Dar aceasta este religioasă și spune și face lucruri ce nicio altă împărăție înaintea lui nu a făcut. Daniel 7:24 spune, se va deosebi de înaintașii lui. Pentru că este o politică, o putere politico-religioasă, dar în mare parte religioasă. Și cine este aceasta? Și aș vrea să las ca istoria să ne spună și să nu spun eu. La Blanca, profesor de istorie din Universitatea din Roma, a spus așa. Succesiunea cezarilor a fost continuată de succesiunea pontifului roman. Aici vedem că această împărăție se ridică din Roma și împlinește. Este pontiful roman. Se ridică după ce Roma cade. Imperiul roman cade și continuă această împărăție. Și prin faptul că vorbește cu prin hulă, o să vedem asta mai târziu, însă în anul 538, Vaticanul a luat ființă sub conducerea primului papa. În anul 538, împăratul a predat conducerea lui și titlul de Pontifex Maximus vicarului din Roma. Și astfel, vicarul din Roma a preluat conducerea asupra întregii țări și asupra multor alte țări mai târziu. A fost și este cea mai mică țară din lume. Și totuși cu o putere globală. Și în același an, în 538, această putere mică a distrus celelalte 3 împărății, pentru că se opuneau ei. Și le-a nimicit, încât astăzi nu mai rămâne nici măcar urmă de ele. Ce va face această putere politică? Politico-religioasă? Haideți să vedem ce ne spune Biblia. În Daniel 7:25 spune așa. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt. Va asupri pe sfinții celui prea înalt și va face altceva. Însă, înainte de a trece la următorul lucru, vreau să citesc din
Ioan capitolul 10, să vedem clar ce sunt vorbele de hulă. Ioan capitolul 10, versetul 30 la 32, 33. Spune, eu și Tatăl una suntem, a spus Iisus Hristos. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. Iisus le-a zis, le-am arătat multe lucruri bune care vin de la Tatăl meu. Pentru care din aceste lucruri aruncați cu pietre în mine? Iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care ești om, te faci Dumnezeu. Însă vedeți, Biblia a profetizat cu sute de ani, înainte ca această putere să devină o împărăție, că va vorbi vorbe de hulă împotriva celui prea înalt. Și într-adevăr, Biserica Romano-Catolică, Papa se numește Vicarius Filii Dei, adică vicarul înlocuitorul lui Hristos pe pământ, înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ. Asta spun ei. Și după aceea spune profeția că va asupri pe sfinții celui prea înalt. Și Inchiziția asta a făcut. Inchiziția a omorât pe oricare om și oricare familie care a avut Biblie, oricare om care cunoștea cele 10 porunci sau rugăciunile din Biblie sau versete care îl memorizase. Erau arși pe rug, erau torturați în chipuri inomenești pentru că slujeau lui Dumnezeu. Și uitați însă încă un lucru pe care Biblia l-a profetizat că îl va face. Și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Ce vremi? Ce legi? Legi omenești? Nu, pentru că fiecare împărățile are al ei și le poate schimba ușor. Ce vremi? Puse de oameni? Nu. Ale cui? Această putere va încerca să schimbe legea lui Dumnezeu. Pentru că este o putere politico-religioasă și se numește înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ. Deci va încerca să schimbe legea lui Dumnezeu pentru toți oameni. De ce? Care este scopul ei? Aici vedem că nu este vorba de ceva neimportant, precum legea impozitelor sau alte legi politice, ci este legea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. De aceea, în Daniel 8:12 spune așa, a aruncat adevărul la pământ. Altundeva spune că l-a călcat în picioare și a izbutit, a reușit, a avut succes în ceea ce a început. Astfel, această putere a pretins că are autoritatea să schimbe legea lui Dumnezeu. Și de ce? De ce a căutat să schimbe legea lui Dumnezeu? A căutat să schimbe legea lui Dumnezeu pentru un singur scop. Închinarea mea și închinarea ta. Și închinarea întregii lumi. Și asta vom vedea mai târziu. Însă cum s-a făcut de fapt această schimbare? Pentru că când spune acolo schimbă că va avea să schimbe vremurile și legea, a făcut aceste schimbări. Una dintre singurele porunci care are de-a face cu vremea este porunca a patra, sabat. Și a mai schimbat încă o poruncă, porunca a doua, care vorbește despre închinarea la idol. Așa cum am văzut într-o prezentare anterioară. Pur și simplu au șters-o. Au șters-o și învață pe oameni că este bine și ok înaintea lui Dumnezeu ca să te închini la idoli, ceea ce Dumnezeu a interzis. Însă a făcut o schimbare și în porunca a patra. Schimbarea aceasta însă, de la sabat la duminică, s-a produs treptat în sute de ani, nu dintr-o dată. Pentru că creștinii știau adevărul lui Dumnezeu și se țineau de acest adevăr. De fapt, doar cu câteva zeci de ani, și chiar peste 100 de ani după învierea lui Iisus Hristos s-a făcut prima schimbare. Și doar după câteva zeci de ani, peste 100 și ceva de ani, au început creștinii să păzească pentru prima oară duminică. Până atunci, toți creștini, așa cum am văzut, păzeau doar sâmbătă. Aici avem un citat despre un doctor, doctor John, în Enciclopedia Biblică, la pagina 561, sabat este un cuvânt ebraic care înseamnă odihnă. Duminica era cunoscută atunci ca ziua soarelui, nume dat de păgâni primei zile a săptămânii, pentru că era ziua în care ei se închinau soarelui.
Și totuși s-a făcut o schimbare. De ce? Știm că închinarea la soare, cultul soarelui, așa cum am prezentat într-o prezentare anterioară, era practicată peste tot în lume. În Egipt, în Babilon, în Persia, în Roma și este practicată și astăzi. Și Constantin, împăratul Constantin, în secolul al IV-lea, a dat o lege ca adorare la acestei zile a soarelui. El era un închinător fervent al soarelui. Chiar toate monedele pe care le-a făcut, pe toate dintre ele a imprimat zeul soare. Și Roma se destrăma. Și împăratul Constantin căuta o soluție la problema lui. Cum putea el să-și unească imperiul? Și dintr-o dată i-a venit o idee. Să unească pe creștini care deja se luptau să se despartă de evrei, să fie cât mai diferiți de ei din cauza că erau persecutați ca fiind evrei. Și evreii erau persecutați peste tot. De aceea, unii învățători cu 100 și ceva de ani după Hristos au spus: hai să nu mai fim ca evrei, hai să ținem duminică. Și așa s-au strecurat o astfel de învățătură. Și atunci, Constantin, văzând acest lucru, această luptă între creștinism, și văzând că păgânii păzesc duminica, a spus: hai să dau o lege în care toți să păzească duminica. Și uitați decretul pe care Constantin l-a dat în anul 321 după Hristos. În venerabila zi a soarelui, magistrații și poporul care locuiește în orașe să se odihnească și toate atelierele să fie închise. Astfel, Constantin a reușit să facă pace cu biserica și cu episcopul de la Roma. 100 de ani mai târziu, în anul 425, biserica a ajuns la o putere enormă în imperiu. Și în anul 425, biserica a dat o altă lege duminicală, că aceasta este o lege duminicală dată de Constantin, însă este o lege duminicală doar civilă. Nu aveai voie să lucrezi. Însă în 425, 100 de ani mai târziu, biserica din Roma a dat un edict în tot imperiul care era ca toți să meargă duminica la biserică. Și cine nu mergea, era pus la moarte sau pedepsit. Și astfel vedem cu zilele lui Constantin, biserica și statul devin una. Uitați ce au făcut însă împreună. Lumea Catolică, pagina 809. Asta a fost scris în 1994. Soarele era cel mai însemnat zeu în păgânism. Soarele are, într-adevăr, ceva regal, ceva imperial, ceva care face din el un simbol adecvat al lui Isus, soarele dreptății. Astfel, biserica din acele țări se vede că a spus, ca și cum ar fi spus așa: păstrați acel vechi nume păgân, ziua soarelui. Va rămâne consacrată, sfințită chiar. Și astfel, duminica păgână, dedicată lui Balder, sau lui Zeus, sau lui Mitra, sau lui Baal, sau așa mai departe, a devenit duminica creștină, sfințită de biserică pentru Isus. Vedeți cum s-a întâmplat? Vedeți cum a intrat duminica în biserica creștină? Creștinii, în loc să păzească poruncele Dumnezeu și să ia de la Dumnezeu învățătura, a luat de la păgânism. Interesant. Când s-a întâmplat aceasta? La conciliul de la Laodiceea. Uitați ce spune conciliul de la Laodiceea. Creștinii trebuie să nu iudaizeze și să lenevească, adică să nu lucreze, în ziua de sâmbătă. Dar va trebui ca zilei Domnului, zilei Domnului Soare, să-i dea o cinste deosebită. Și fiind creștini, pe cât posibil să nu lucreze în acea zi. Dacă totuși vor fi găsiți iudaizând, va trebui să fie despărțiți de Hristos. De care Hristos? Al Bibliei sau de către vicarul lui Hristos? Și într-adevăr, biserica i-a persecutat enorm pe toți cei care păzeau
sabatul biblic. Totuși, făcând aceste lucruri, dând o astfel de lege, dând astfel de învățători, ei au împlinit fără să-și dea seama ceea ce Dumnezeu profetizase cu sute de ani înainte. Daniel 7:25 spune că se va încumeta să schimbe vremile și legea. Ascultați însă catehismul catolic, catehismul care îi se dă celui convertit. Ce învață? Întrebare, pagina 50 în acest catechism. Întrebare, care este ziua de sabat? Răspuns, sâmbăta este ziua de sabat. Întrebare, de ce respectăm noi duminica și nu sâmbăta? Răspuns, pentru că Biserica Catolică a transferat solemnitatea de la sâmbătă la duminică. Asta în Catehismul Convertitului, scris de Peter German în 1948, pagina 50. Ba mai mult, uitați ce spun. În Enciclopedia Catolică spune așa, Biserica, după ce a schimbat ziua de odihnă a sabatului evreiesc sau a zilei a șaptea a săptămânii, cu prima zi a săptămânii acesteia, a făcut ca a treia poruncă, fiindcă au eliminat porunca a doua, porunca a patra a devenit a treia, să se refere la duminică drept zi care trebuie sfințită, ziua Domnului. Sunt unii care spun că ei nu sfințesc duminica. Nu sfințesc nicio zi. Și merg la lucru în acea zi. Însă prin faptul că lucrează în ziua de duminică și lucrează în toate celelalte zile, prin aceasta arată că încalcă și porunca Bisericii Catolice, dar încalcă și porunca lui Dumnezeu. De cine ascultă? Însă va veni vremea când, așa cum s-a făcut în anul 321 și în anul 425, aceeași biserică va da din nou o lege duminicală. Și se vorbește deja de zeci de ani, în anul 1888, în SUA, aproape că s-a dat o lege duminicală în toată țara, ca toți să meargă la biserică duminică. Și acum din nou papa dă același lucru și împinge peste tot. Ba mai mult, în 2015, în iunie, a scris o enciclică în care a spus tuturor din lume că dacă vrem ca să nu se distrugă clima și să fim omorâți de distrugerea climei, trebuie să păzim duminica. Aceste lucruri vor veni. Și când se va da o astfel de lege, fiecare din noi, fiecare de pe pământ va fi forțat să păzească legea dată de această biserică sau legea dată de Dumnezeu. Fiecare va trebui să aleagă. În Canon and Tradition, tradiție și canon, scrisă de Biserica Catolică, spune așa. Așadar, autoritatea bisericii nu ar putea fi legată de autoritatea Scripturii, deoarece biserica a schimbat sabatul în duminică. Nu prin porunca lui Hristos, fiindcă Hristos n-a poruncit așa ceva, ci prin propria sa autoritate. Astfel vedem cum Satana, care a venit la Iisus Hristos în pustie și l-a ispitit, uite, îți dau toată lumea aceasta. Dacă te apleci mie și mi te închin mie, aceeași ispită Satana a făcut-o bisericii lui Hristos. Însă biserica a acceptat ispita. Toată lumea, într-adevăr, se închină acestei biserici care a fost a lui Hristos. Însă această biserică nu se mai închină lui Hristos, ci se închină altcuiva. Pentru că încalcă porunca lui Hristos și o schimbă. În Apocalipsa, așa cum am văzut, se vorbește despre 666. Semnul fiarei. Semnul acestei împărății. Și așa cum am văzut, din propriile lor cuvinte, semnul autorității lor este închinarea în ziua de odihnă. Semnul fiarei din Daniel și Apocalipsa este 666. Este un număr de om. Și uitați un lucru interesant. În ce zi a fost creat omul când Dumnezeu a creat lumea? În ce zi? Ziua șasea, nu? Așa este. Ziua șasea. Sâmbăta este ziua lui Dumnezeu, numărul 7. 7 minus 6 face 1.
prima zi a săptămânii. Omul a dat ca închinare ziua opusă a săptămânii. Ziua întâi așa ales-o el ca zi de închinare, ca să fie opusul, diferit de ceea ce Dumnezeu a dat ca zi de închinare. Uitați ce spune Apocalipsa 13, versetul 15 la 17. I s-a dat putere acestei împărății politico-religioase să dea suflare icoanei fiare, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiare. Și a făcut ca toți oamenii, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acest, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aceasta s-a întâmplat în anul 425, când oamenii erau forțați să meargă duminica la biserică. Au fost mulți creștini care au fost nimiciți atunci, pentru că ei păzeau sabatul dat de Dumnezeu în Biblie. Ce înseamnă pe mâna dreaptă sau pe frunte? În Biblie, fiindcă vorbește în Apocalipsa, este simbolic. Când spune că pe mâna dreaptă, vorbește despre ceea ce faci. În alte cuvinte, va forța ca tu să faci, chiar dacă nu vrei. Când spune că în frunte, vorbește despre faptul că unii vor avea aceasta ca învățătura lor. Vor crede și vor trăi și vor aplica acest lucru. Adică vor păzi duminica pentru că așa cunosc și așa cred. Alții o fac pentru că sunt forțați, nu au de ales. Însă această profeție vorbește despre ultimele zile. Ceea ce s-a întâmplat în 425 se va întâmpla din nou. Nimeni însă nu are semnul fiarei astăzi. Chiar dacă cineva păzește duminica, poate cineva să întreabă, păi cum, am eu semnul fiarei? Nu. Semnul fiarei se va primi atunci când se va forța. Până atunci, fiecare dintre noi avem de ales. Cui ne închinăm? Pentru că toată problema este despre închinare. Uitați însă, Catehismul Convertitului, ce continuă să spună? Întrebare. Atunci când protestanții fac lucruri profane sâmbăta sau în ziua a șaptea săptămânii, respectă ei Scriptura ca singura lor regulă de credință? Răspuns. Dimpotrivă. Ei n-au decât autoritatea tradiției pentru această practică. Prin profanarea sâmbetei, ei încalcă una dintre poruncile lui Dumnezeu, care conform principiilor lor nu au fost niciodată abrogate. Căci porunca a spus așa, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. În alte cuvinte, Dumnezeu nu putea să schimbe o poruncă pe care El însuși a spus, adu-ți aminte, nu uita. Catolicism și fundamentalism, aici este un atac frontal protestanților de astăzi. Acelora care se numesc creștini după Biblie. De fapt, toată reforma lui Martin Luther, a lui și al celorlalți, John Calvin și al celorlalți, au căzut pe acest principiu. Pentru că la una, Vatican I, s-a pus întrebarea aceasta. Toate principiile lor, toate învățăturile lor s-au pus atunci înaintea lor. Și au spus, bun, să zicem că ceea ce spuneți voi este adevărat. Însă de ce țineți duminica? Pentru că duminica este doar porunca Bisericii Romano-Catolice. Și voi dacă rămâneți pe Biblie și doar Biblie, așa cum a spus Martin Luther, de ce țineți duminica? Și-au tăcut. N-au mai spus nimic. Și de atunci protestantismul i s-a stupat gura. Pentru că n-au vrut să rămână la cuvântul lui Dumnezeu, la porunca dată de Dumnezeu. Însă uitați ce spune aici, în această confruntare pentru cei care se numesc creștini după Biblie. Fundamentaliștii se adună pentru cult în ziua de duminică. Totuși, în Biblie nu există nici o dovadă în favoarea cultului comun în ziua de duminică. Sabatul evreiesc sau ziua de odihnă era, bineînțeles, sâmbăta.
Biserica Catolică este cea care a decis ca duminica să fie ziua de cult pentru creștini în cinstea învierii. Biserica Catolică, nu Biblia. Am văzut că în Biblie nu există nici o dovadă pentru aceasta. Și Biserica Catolică recunoaște și spune clar și ba mai mult bagă pe nas tuturor creștinilor care spun că trăiți după Biblie și spune, n-aveți dreptate, nu trăiți după Biblie. Faptele voastre dovedesc acest lucru. Care este ghidul nostru? Porunca omenească? Tradiția? Sau Biblia? Cuvântul pe care Dumnezeu ne l-a dat. Ce alegem? Cine este conducătorul nostru? Dumnezeu care a scris cele 10 porunci cu însuși degetul Lui și care ni se spune în Apocalipsa că aceeași lege este astăzi în ceruri? Este baza tronului Său? Sau alegem să mergem după conducătorii religioși omenești care au încălcat și au schimbat legea pe care Dumnezeu a dat-o? De aceea problema despre care vorbim astăzi este o problemă de autoritate. De cine ascultăm? Ascultăm ca Moise de Dumnezeu? Ne lăsăm noi supuși lui Iisus Hristos? În Psalmul 89, cu versetul 34, Dumnezeu a spus clar: nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Dumnezeu nu va schimba niciodată ceea ce a spus în Biblie. Oare eu cui mă supun? Cine este stăpânul tău? Omul sau Hristos? Care este temelia credinței tale? Biblia sau ce spune și învață omul? Poate unii ar spune, ce, toți care țin duminica sunt pierduți? Trebuie să fac un lucru clar. Nu este adevărat. Nu toți care țin duminica sunt pierduți. Pentru că sunt mulți creștini care țin duminica și nu știu de porunca lui Hristos. Nu o înțeleg. Însă, aceștia trăiesc după toată lumina pe care o au. Și când Iisus Hristos, Duhul Sfânt, îi conduce la un adevăr mai mare, când Iisus Hristos, Duhul Sfânt, îi conduce să înțeleagă Biblia și ceea ce se întâmplă, aceștia lasă în urmă învățătura pe care au avut-o și spune, Doamne, pe Tine și doar pe Tine te vreau. Doar Ție vreau să mă supun. Problema este, care este baza autorității în chestiunile spirituale în viața ta? Biserica sau voința lui Dumnezeu? În Apocalipsa 18, versetul 1 la 5, ni se spune un adevăr și o chemare este de fapt ultima avertizare pentru pământeni, pentru mine și pentru tine. Și uitați ce spune. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui, pentru că a dat adevăr tuturor. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, referindu-se la aceeași fiară și putere politico-religioasă. A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit din risipa desfătării ei. Uitați-vă că astăzi toți, toată lumea, inclusiv România, inclusiv toate țările, merg la Roma și toți se închină înaintea Papei. Nu există țară care să nu fie făcut asta. Și în continuare spune așa. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Dumnezeu are și astăzi din poporul lui oameni în această biserică. Sau oameni care păzesc învățăturile și autoritatea acestei biserici de căzut. Și Dumnezeu în ultimele zile ne dă un mesaj în care mă cheamă pe mine și te cheamă pe tine. Ieși afară din această biserică. Ieși afară de sub autoritatea ei. Ieși afară de sub învățăturile ei. Ține învățăturile mele. Pentru că în curând Dumnezeu va pedepsi. Dumnezeu va lovi această biserică și toți cei care aparțin ei cu urgii
urgii ce nu s-a mai auzit. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile, păcatele, încălcările ei de lege. Am văzut că această fiară, această putere împărătească, politico-religioasă, are un semn. Și toți vor fi forțați să primească acest semn și să-i se închine. Acest semn este închinarea în ziua duminicii. Dumnezeu însă ne cheamă să ne închinăm Lui și să ascultăm doar de El. Iar semnul lui Dumnezeu, așa cum am văzut, Dumnezeu însuși spune de atâtea ori în Biblie, semnul lui Dumnezeu este ziua sabatului. Semnul lui de la începutul creației și până în veșnicie este același semn. De aceea El ne cheamă afară din învățăturile care ne învață ceva diferit decât cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să spunem ca și apostolii. Este drept și bine să ascultăm de Dumnezeu și nu de oameni. Nu de oameni. Aceasta este ultima avertizare pentru noi. În Apocalipsa 14, versetul 12, Dumnezeu ne spune că va avea un popor pe care îi numește Sfinți. Aici este răbdarea Sfinților, care fac ce? Care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. În alte cuvinte, înainte de venirea lui Isus, poporul lui Dumnezeu va păzi poruncile lui conform cuvântului. Și credința pe care a avut-o Iisus Hristos, care a ascultat de Dumnezeu chiar până la moarte. El iubesc atât de mult, încât sunt gata să facă orice pentru El și să se supună Lui. Aici vorbim mai mult decât despre o zi sau altă. În grădina Eden, Satan a spus Evei, ce contează un pom? Ce contează un fruct? Ia și vezi că o să trăiești. Dar Eva a pierdut Edenul din cauza acestei minciuni. Și astăzi, mulți creștini sunt mințiți, înșelați de Satan. Oamenii spun, ce contează o zi? Toate zilele sunt la fel. Însă Dumnezeu ne spune că El a sfințit ziua șapte. Dar Dumnezeu nu sunt la fel. Dumnezeu vrea ca noi să ascultăm de El și doar de El. Problema este aceasta. Avem de ales între Biblie sau tradiție, între Iisus Hristos sau conducătorii religioși de astăzi, între legea lui Dumnezeu sau dogmele, învățăturile, doctrinile, tradițiile omului, între instrucțiunile lui Dumnezeu sau învățătura oamenilor, între calea lui Dumnezeu și calea omului. În Iosua 24, versetul 15, Iosua a stat înaintea poporului Dumnezeu care a de atâtea ori s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și nu a ascultat de El. Și Iosua a spus astfel, alegeți astăzi, cui vreți să slujiți. Că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Ai vrea să spui și tu la fel? Doamne, vreau să slujesc doar ție. Iisus te cheamă și pe tine. Te cheamă astăzi să-i slujești Lui. Iisus te cheamă să ieși din mulțime. Să ieși din cei care nu fac voia Lui. Să împlinești doar voia Lui. Să asculți doar de El. Să-L iubești pe El cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot trupul tău, cu tot ceea ce faci, cu tot ceea ce gândești. El face un apel în această zi ca să te supui Lui, ca să asculți de El și să-L iubești pe El. Ai vrea să faci aceasta? Ai vrea să spui, da, Doamne Iisuse, vreau să ascult doar de Tine. Vreau să umblu cu Tine. Vreau să fiu asemenea Ție. Aș vrea ca acest lucru dumneavoastră să-L spuneți personal. Aș vrea să vă invit acum să ne ridicăm pentru o rugăciune.